Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a anunțat că scoate la concurs 30 de posturi vacante de infirmier și brancardier la UPUS MUR Târgu Mureș. Pentru postul de brancardier, candidații trebuie să fie absolvenți de liceu sau școală profesională, iar pentru infirmier este obligatoriu să fie absolvenți de liceu. Concursul constă într-o probă scrisă și interviu. Pentru a se înscrie la concursul pentru ocuparea unui post de infirmier sau brancardier, candidații trebuie să depună un dosar cu actele necesare. Acesta va cuprinde cerere de înscriere la concurs, copii după diplome de studiu, carnetul de muncă sau adeverință după caz, cazier judiciar, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, curriculum vitae, actul de identitate în copie și original, un dosar plic. Actele pentru dosarul de concurs se pot depune din data de 19 martie până în 4 martie la sediul Spitalului de pe strada Gheorghe Marinescu numărul 50 de luni până vineri între orele 13 și 15.30. În 11 martie va avea loc proba scrisă, iar pe 13 martie cei care au trecut de această probă se vor prezenta la interviu. Rezultatele finale vor fi afișate pe 17 martie. Pentru mai multe detalii despre concursul care va avea loc pentru ocuparea celor 30 de posturi vacante la SMURT, dar și despre tematica, bibliografia și ce trebuie să conțină dosarul de concurs, puteți accesa site-ul spitalmureș.ro.